Ieșim pentru o clipă din sfera bisericilor noastre și cu icoane, cu prapor, cu clopote, iată preoți în veșminte, ieșim pe străzile orașului. Ieșim pentru a ne mărturisi credința noastră. Ieșim pentru a arăta că ne apropiem astăzi de slăvita sărbătoare de mâine, de săptămâna viitoare. Procesiunile au fost gândite de biserică, inspirate de Dumnezeu, pentru a cere ocrotirea cerului asupra ceea ce se întâmplă pe pământ. Procesiunile cele mari de la Constantinopol, care erau organizate în mod special în vreme de cumpănă, când cetatea era atacată de ruși mai întâi, de avari, de perși, de arabi, de bulgari, patriarhul Constantinopolului împreună cu preoții înconjurau zidurile cetății, în mod special cu icoana Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, pentru a cere ocrotirea pentru oraș. Și o procesiune precum aceasta, având arhierei, preoți, diaconi, cei care s-au alăturat nouă sau sunt împreună cu noi, cerem ajutorul lui Dumnezeu să păzească cetatea noastră. Cântat ești cel ce vii, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe mortul cel de patru zile.